Nu este ca la solo queue, eu sunt pre-made cu ea, adversarii mai mult ca sigur sunt și ei pre-made. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Bine ai venit la un episod din aventura Road to Global, atât pentru mine cât și pentru Edit. Mă pușează, se bagă la drop amândoi, mamă ce tare au venit. Bagă-te Titanic și îi ții tu de acolo. Take it ușor. Mamă Edit, ai mâncat cornulețe de alea cu ciocolată, este? Mamă, nu te cred, mă, voi ce le trage, Edit, mă, n-ai cum. Bă, dar de pe Face It, de ce le trage așa, pe bune acum? Dar nu vezi trage? Face It, bă, le tragi, dar nu așa ca la Wingman-ul ăsta, nu știu ce să zic, adică, how? Și la Face It joc și puțin cu frică, că nu vreau să pierd, aici e așa. Mă, dacă doi drop iar, cred că asta e tactica lor. Cred că ei nu știu harta, dar au zis hai să ne jucăm și altceva în afară de Inferno, cum ai zis și tu. Și how? Edit a făcut supremul, ea n-avea rank când am început să filmez episoade cu ea. Puteți să vedeți episoadele anterioare. Păi au găsit și pe YouTube Edit cu 2DH, 3DH, 7DH, nu mai știu câți. O să las eu un comentariu probabil la episodul ăsta și puteți să dați click pe ea de acolo și să-i dați și un subscribe. Și da, ea a făcut rank mai mare decât mine, amândoi trebuie să facem globalul neapărat. Nu vrei să te duci tu la drop? De fapt, țin de aici din exterior, nu mă mai bag. Iar se bag aici, amândoi aici. Nu, e atât știu să facă, ei nu știu altceva, sincer. Stai că, ăsta nu e atin. Mamă ce prefire mi-a dat take it ușor. Băgați acolo un like, my friend, și un comentariu pentru algoritmul în care îl salutați pe nea domnul algoritmul. Sau poate o salutați pe Edit și ce zic că prea le-a tras așa. Bă, dar joacă ăștia. Mamă ce. Ai văzut ăla ieșit trăgând. Hai stăm site dacă e oricum trebuie să vină ei cu bomba. Aș vrea să nu prea... Acum asta amândoi nu. Hai mă bro, hai mă, că nu... Acum avem și noi atunci. Nu, că sincer mă demoralizez și nu mai joc nimic. Pă bune, au venit 3 runde la drop și acum vin lung. What is this? Serios. Pleacă... Ne ascuns aici pe la copac. Și mă duc eu la asta. Chicken kitchen. Da, du-te la chicken, hai. Nu pot să cred. Sincer, eu mă tiltez maxim la faze de astea. Drop-ul, nu? Amândoi drop. Da. Acum a venit drop. Ai, mă, știi ceva. Cred că au directul hack ăștia. N-ai voie așa ceva. Bine, mă, Edit. Mamă, ți-ai luat polar și nu mi-ai zis, da. Eu n-am văzut, nu m-am uitat. Lol. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Da, mă, creier, ce să zic, a dat-o bine așa, polar de la Chicken Fort Sickes, nu știu, mă, o să fie lung asta. Fii atentă, mă, bag, posibil, da, le dau direct, da, lung, bine, îl țin, dacă se bagă n-are. Are și ăsta polar. Da. O avea el polar. Pe site. Dar el nu știe gaming, cum știu eu. Puteai să te urci în site? Ai zis că are polar avea și avea polar. SG. Avea polar. Păi pe mine m-a auzit polar. N-am auzit, da, de fapt ai dreptate, dar de ce n-am auzit drop-ul? Lol, cred că a dat drop atunci fix imediat la AVP și a mers pe pistol până a luat arma de la ăla sau ceva, sau era arma sub el, nu știu, mă rog, mă bag după statuie să le... Continuați, băi. Da, drop, mamă, dar... Da, drop. Face shoulder. La piatră? Mamă, stătea ca robotul, nu pot să te cred. Trebuie să încarc. Încarcă. Și el încarcă. Mai am 5 glonțe. O să trag glonț cu glonț. Bine. Nu mai avea polar 3, acum? 3, 4. Mamă, cum sunt. Uite, ăsta are SG. Na, n-avea polar. Asta n-avea polar. Arunca polarul după o rundă. Ca să-și ia SG atunci și-a rămas cu SG-ul. Sau i-a dat drop la lui. La SG. I-am dat molly. Drop. Da. Bine. Vezi că aici e cu friendly fire, Edit. Te-ai pus fix în fața mea. E acolo.
Bagă-te tare peste. Hai că iar m-a depășit Edit la fraguri. Nu mai zic nimic. O să zic și în episodul ăsta că am zis în toate pe care le-am filmat cu Edit. N-am dormit de foarte mult timp. Gen, m-am trezit la 6:30 și acum e 2:09 noaptea. Și noi ne jucăm Counter. Și eu sunt după o zi de muncă full și sunt cam... cum să zic? Aruncat ce? Hai pe lume. Sunt cam... semi-amorțit așa. Side? Au amândoi cap. A, nu, da, doar, da, unul, da. doar unul. Are cap, are... Da, am rămas fără gloanțe. 97-6, nu l-am atins. Minus 90, ăsta, mamă, enemy da. Blue. Nasolică, asta este. Hai să sărim și noi peste la drop. Mi-a da, dau heals. Puțin întârziat. Bine, stai, așteaptă un pic. Mă bag eu primul, că eu oricum... Nu mai dau heuri? Aparent nu. Mai înainte i-am dat două heuri. 96, două hituri, am dat cap, încă un hit, dar n-am vrut să intre să fie full. Și al doilea era lângă el, ținea de acolo, îl dubla. Ei, chitușor, fii atentă, bag un flash la drop și mergem pe lung. Asta, facem un lac cu peretele și mergem tare pe lung. L-am dat. Așa, ne-au dat Molly. Posibil amândoi aici. Eu cobor direct aici. Pe site. Mamă, și-am pus spre eu și pe ăsta m-a dat 50 de nu intră, mă, că s-o obosit, sunt prea obosit, nu intră glonțul cum trebuie. Doamne, 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 nu mai zic nimic, hai eco, hai, mamă, au, nu mai fac eco, hai, o jucă mai slow, o jucă mai slow, au 7-4, vreau să-l câștigăm. Dau flash peste. S-a băgat Titanic sau aproape, nu știu unde. Da, Titanic. Bine. E în dreapta, la perete. Poate să se ducă site sau... Să te aștept aproape. E drop. Mamă, 4. Doamne, nu te cred. Ce e clar că dăm de adversari mult mai buni, pentru că nu mai joc solo queue. Pentru că nu sunt buni. Așa chiar nu sunt buni. Am fost noi unlucky. Nu joacă. Ăia de mai înainte jucau. Nu, eu compar cu ce mă jucă la solo queue, mă, Edit, mă. Eu cu aia compar, că până acum am jucat mai solo queue. Știi? De-aia, mamă, na, uite, na. Bravo, Edit, bravo, 5-8. Hai că poate jucăm la egal, dar în orice caz, dar nu este ca la solo queue. Eu sunt primate cu ea. Adversarii mai mult ca sigur sunt și ei primate. Și este alt joc, efectiv. Că ăia se înțeleg între ei, eu mă înțeleg cu ea. How, știi ce zic? Și se joacă mai în echipă, mai cum trebuie. Da, Molly. Da, un smoke în față, Titanic. La chicken, l-am scos. E aici. La drop. Ce-are acum? Dacă nu se arată. O plantez, mă, astăzi. Ce-o fi, o fi? A ieșit. Știu. M-am învârt cu el. Nu te nice, cred, mă, nu te cred că ne-am învârtit așa, da, mă, guys, asta mai trebuie să mai și pierzi. Ha, este foarte târziu și nu o să mai filmez alte episoade, nu o să mai joc alte meciuri acum pentru că sunt foarte obosit, dar chestia asta, episoadele astea, ultimele 3 de Wingman pe care le-am filmat cu Edit, m-am ambiționat să jucăm mai des și mai pe o odihneală și mai pe full focus, pentru că cu siguranță o să fie foarte, foarte, foarte mișto, că văd că efectiv alt tip de meciuri. Te-a scăzut? Mamă, te-am bustat în lem asta, zic Edit. Și ai avut 10-93 MVP. Bine, eu am pierdut meciul de rank up în global și m-a scăzut în lem, ca să-ți dai seama, adică nu e de mirare că ți-a dat lem. Dar e ok, o să facem global împreună în seria asta, așa că nu uitați că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage și codul Amflash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico și să băgați subscribe-ul la Powerinio și la mine și la ea și like-ul și toate cele și să aveți meciul mai bun decât ăsta, să câștigați forțiches. Eu am fost Flash cu Edit, pa, pa!